În fiecare zi, pe lângă informațiile pe care le primesc, preșcolarii de la o grădiniță privată din municipiul Zalău sunt educați în spiritul creștinismului și al bunului simț. Sunt cei peste 60 de preșcolari de la grădinița Sfânta Inima lui Isus care învață sub atenta coordonare a maicilor de la mănăstirea cu același nume. Înființată în urmă cu 13 ani, grădinița s-a dezvoltat și și-a format un renume la nivelul municipiului Zalău. Aici sunt înscriși copiii de toate confesiunile. Principala argumentare a părinților pentru care au ales această grădiniță este aceea că al lor copii primesc o educație în plus, cea spirituală, după cum ne mărturisește directorul acestei instituții de învățământ, sora Cornelia Mureșan. Ceea ce noi dorim să își le spun de fiecare dată părinților când vin să-și înscrie copiii la noi la grădiniță. Sunt multe grădinițe în oraș foarte frumoase și care lucrează foarte bine. Doar dacă ei doresc ca acești copii să primească ceva în plus pe plan spiritual, aceasta ne dorim noi. Practic, acesta este scopul nostru principal, în afară de a oferi copiilor instrucțiile și să beneficieze de informațiile pe care le beneficiază și la, de care beneficiază și la alte grădinițe, de prinderile. Pe noi ne interesează foarte mult și le spunem părinților, dacă doriți cu adevărat să punem un accent mult mai mult pe viața spirituală, atunci să își înscrie copiii la grădinița noastră. Încercăm să le oferim copiilor cunoștințe și nu numai cunoștințe, dar o trăire mai, cum să spun, mai apropiată de Dumnezeu, de Sfânta Fecioară și de Isus, pentru că pentru ei aceștia sunt cei mai cunoscuți. La începutul anului școlar au fost mai multe cereri decât numărul de locuri prevăzut, aici fiind primiți copiii de toate confesiunile. Noi nu facem nicio diferență. Pentru noi este foarte important fiecare sufletel care intră aici. N-am întrebat niciodată când cineva a venit să se înscrie de ce confesiune sunteți prima dată. Sigur, în cerere este și aceasta, dar nu ne interesează. Sunt copii de confesiune greco-catolică, ortodoxi, reformați. Am avut și neoprotestanți sau penticostali. Deci cine dorește, într-adevăr, cine dorește, sigur, avem regulile noastre și ei știu în momentul în care intră în această grădiniță că este o grădiniță catolică, dar copiii nu știu despre acestea și nici nu e bine să știe, e bine să nu știe. E bine să cunoască pe Iisus și pe Sfânta Fecioară și să bucure de îngeraș, acum cât sunt mici. Acum se pun bazele vieții spirituale. Noi oamenii suntem nu numai trup, suntem și suflet, care este mult mai important. Sigur, și trupul este important. Bazele grădiniței de pe strada Crasnei au fost puse în anul 2003, când a început construcția mănăstirii, în incinta căreia se găsesc sălile în care de atunci au fost educate zeci de generații, iar de la construcția clădirii și deschiderea grădiniței în 2004, în fiecare an s-a adăugat câte ceva la dezvoltarea acestei instituții.